30 de ani. Asta trebuia să facă România. Ceaușescu, dacă ar fi trăit, făcea. Aveam toți canalizare. Din punctul ăsta de vedere nu era niciun dubiu. Lui era rușine, sigur, într-o epocă în care, evident, lucrurile stăteau altfel. Lucrai de teamă, de frică, de groază, cu biciul în spatele tău. Dar lucrurile astea ar fi fost făcute. Nu poți să ajungi în 2020 să n-ai canalizare. Asta dovedește încă o dată, lumea vorbește mai puțin de așa ceva decât de autostrăzi și de căi ferate, că în România nu s-a făcut chiar nimic. Da, vedem rezultatele, sigur, când ne ducem undeva prin țară. Este o țară abandonată totalmente. Da, la țară este savană în România. Deci nimeni nu face nimic. Mai avem o veste proastă în acest segment. Gara de Nord nu mai este funcțională sau nu va mai fi în viitorul apropiat, întrucât intră în reparații capitale, care costă sume imense din banii europeni, în primul rând, 90% și restul din bani interni. Această reparație va dura undeva între 3 și 130 de ani. Chiar și cei care lucrează la CFR spun că lucrările nu vor fi terminate niciodată. Ei avansează următoarea problemă, schimbările repetate la Ministerul Transporturilor. Deocamdată se cheltuiesc 3 milioane de euro pe studii de fezabilitate în Gara de Nord, pe care gara, care n-a mai fost modernizată de 20 de ani, va intra într-o serie de reparații care îi va alunga pe călători de acolo. Trenurile vor fi deviate prin gări secundare de care nici n-am auzit. Gara Basarab, care e o cocină, gara Herăstrău, probabil e vorba de fosta gară Băneasa, ce să faci acolo? Nu dai seama că e gară. Am trecut de atâtea ori prin zona aia, nu știm dacă există ceva acolo sau nu. E ascunsă de niște copaci, e o gară mai mică decât e o cameră din asta care ne filmează pe noi, aia e gara Herăstrău. E podul ăla, într-adevăr, unde sunt foarte multe accidente, podul Băneasa, tot electrocutează unii pe acolo, vin uzi, fac baie în lac, se duc pe acolo, au contact cu sârmele alea, e linie electrificată, drumul spre Constanța acolo, mor cam 150 de români anual, își pierd viața în zona respectivă, unii pur și simplu sar de pe pod, alții sunt disperați, găsesc locul ăla drept un refugiu spre altceva, dar sunt și multe accidente, să cațără pe nu știu pe unde, în fine, deci cam asta este noțiunea de gara Herăstrău, undeva prin zona respectivă, deci gata. Așa cum era gara de Nord, cu peroanele ei crăpate, de de-abia reușeai să te urci în trenuri, cu mizeria aia care deja începea să se întindă, acum nu va mai fi nimic. Deci nu se va mai putea accesa, lucrările încă o dată nu vor fi gata niciodată. Deci va fi un calvar, se va lucra peste tot, pe acolo nu vei mai avea posibilitatea să faci nimic. Gălăgie, miros, urât, nu vei mai înțelege nimic, nu te mai, nu mai răspunde nimeni la întrebări dacă vrei întreba. Nu mai vei mai auzi la ghișeu că din cauza picamerelor ce va fi acolo. Știm românește ce înseamnă să înceapă o construcție, nu va fi gata niciodată. Sunt țarii ci că ar fi problema majoră a României, într-adevăr sunt o problemă peste tot în Europa. Am citit recent că țânțarul Tigru, care s-a abătut asupra regiunii Provence, cea mai vizitată regiune din lume, a făcut deja 17 cazuri de febră denghe, da? Adică un fel de malarie, să spunem, de alt tip, o boală dintre asta tropicală, greu de cuantificat, greu de tratat. Sigur că pe teritoriul Franței nu prea se moare din asta, dar țânțarii nu stau numai acolo. E o, într-adevăr o epidemie de țânțari dintre ăștia veniți de peste tot, extrem de periculoși, care atacă ziua și nu au zgomot. Deci toată Europa este într-adevăr în momentul de față, se confruntă adică cu acest fenomen. În România, primarul municipiului Giurgiu, unde trebuie să fie sfârșitul lumii, vă dați seama ce e acolo cu toată Dunărea lângă ei, Nicolae Barbu a declarat că ar trebui să se facă un proiect național de combatere a țânțarilor, pentru că aceștia au suferit mutații genetice și nu mai mor în urma tratamentului ăsta superficial de tip Gabriela Firea, de dezinsecție, de astea, hai să facem dezinsecția sau mai bine nu o facem și banii ăștia îi băgăm în buzunar. Deci de tipul ăsta. Bucureștiul n-a avut parte absolut niciodată de o dezinsectizare dintre asta după norme europene, să zicem așa. Adică una corectă.
unde să se implice autoritățile și să se poată juca după aia copiii liniștiți, că, domne, nu mai e riscul de căpușe și așa mai departe. Niciodată capitala României nu a avut din cauza bătăii de joc la care sunt supuși locuitorii săi de către cei care ne conduc, niște zbiri, da? Niște criminali. Toți cei care au condus Bucureștiul au făcut ce au făcut, dar au omis, într-adevăr, să-i apere pe locuitorii Bucureștiului de cele mai evidente cazuri care se pot întâmpla într-un astfel de anotimp. Deci niciodată, nici măcar din milă, da? Din silă, nu știu, nu a existat niciodată, este absolut siderant. Cum nimeni niciodată în această capitală nu s-a gândit măcar la oamenii ăștia pe care altfel toată lumea îi prețuiește, îi ajută să urce, să coboare din tramvai, babele alea care stau cu batista la gură, scuipă sânge, da, au o jumătate de picior în loc de două picioare, pline de cârje, aia care, de care nici nu mai poți coborâ. Mi s-a întâmplat de nu știu câte ori mijloacele de transport în comun să nu pot să cobor în stații din cauza acestor oameni care au nevoie de 10-20 de minute pentru a urca și a coborâ. Atât sunt de ramoliți. E bine, pentru ei nimeni nu face nimic. Astea sunt niște măsuri obligatorii. Nu este că hai să mai furăm niște bani. Niciodată cu adevărat parcurile capitalei n-au fost trecute prin ciurul ăsta al dezinsectizărilor masive. Da, sunt obligatorii într-un oraș cum e ca București, plin de lacuri în jur, într-o zonă unde colcăie mizeria, e o temperatură de asta uscată, cea mai periculoasă vara, dar o zonă de stepă, practic. Deci aici nu e, noi nu suntem la Satu Mare sau la Cluj, unde e altă climă vara, da, nu suntem în Bucegi. Aici trebuie intervenit imediat. Acum, cu temperaturile astea, de la începutul lunii iunie trebuie să te apuci de treabă. Nu contează cât costă, nu contează că ești obosit, nu contează că ai alte priorități. Astea sunt obligatorii. E ca și cum te speli seara pe dinți sau te speli pe mâini când vii de afară și ai mâinile murdare. Deci nu e o chestiune de prioritate. Este o chestiune obligatorie. Nu că, hai că astăzi o fac pe asta, mâine o fac pe aia. Nimeni n-a înțeles așa ceva. Lăsați seama că nici la Giurgiu ăia n-au mijloace. Deci de asta vorbește primarul în sensul că a trebuit făcut la nivel național, că el nu-și permite. El, dacă are niște bănuți, îi dă și el pe vreun concert. Da? Concertul, de exemplu, zilele Dunării. Și invită și el niște bulgari, niște tătari, ce-or cânta pe acolo, da? Le dă câteva sute de mii de euro și el ca să poată să mănânce, să aibă și el o justificare pe statul de plată, nu se gândește la așa ceva. Ăsta este românul când se află la conducere. Bun, un alt subiect delicat, nu știu dacă este excepțional, dar nu vorbim în fiecare zi despre el. Vânzările în librăriile din România, nu prea mai sunt la modă librăriile, dar câte au mai rămas? După Michel Houellebecq cu a lui Serotonina, tradusă la doar câteva luni după apariția în Franța în ianuarie 2019, și care este în topul vânzărilor din România, pe poziția a doua s-ar afla Radu Paraschivescu, omul nostru. Noi l-am promovat cel mai abitir din presa din România. Nu cred că i-a arătat cineva la televizor atâtea cărți. Cred că nu e chiar un scriitor, îmi permiteți acum să spun, mai degrabă un culegător de folclor, Radu Paraschivescu, care cu glumițele lui a reușit să aibă două cărți în primele 10 în vânzările din România. Pe poziția a doua în lume, nu sunt mai multe românii, în paranteză, planetei noastre, asta iar lipsi. Așa, iar pe poziția a noua, orice om este teamă, pe asta am avut-o și noi pe masă, un partid, 2 ani și 3 premieri. Volume bine vândute, ca să vă dați seama cam pe unde stă literatura astăzi, deși încă o dată Radu Paraschivescu nu e chiar un scriitor, dar publicând la Humanitas, teoretic, el când se duce să își cumpere... Am înțeles că brocolinul, că nu-i place. Când își cumpără conopidă de la Prozar, dacă îl întreabă doamna respectivă, dar tu cine ești? Mestecând niște cireșe, el probabil că spune că e scriitor. În fine. E bine, el vinde mai mult decât Ernest Hemingway în România. Văd că Hemingway apare și el aici cu niște traduceri, iubirile lui Hemingway consemnate de Hoetner. În fine. Da, în orice caz, Ernest Hemingway nu vinde cât vinde
Radu Paraschivescu, n-a mai rămas mare lucru din literatură. Încă o dată, ea a devenit un exercițiu facultativ. Practic, tot ce se scrie astăzi este inutil. Adică s-a ajuns doar să scrie doar din orgoliu, să scrie doar dintr-așa un sentiment ăsta de legitimare undeva. La ce se folosește? Ce astea sunt cărți? Asta m-a surprins și am și spus-o de câteva ori și în cazul lui Radu Paraschivescu. N-aș spune că e un băiat talentat, are alte calități, nu neapărat talentul iese la el în evidență. Dar de ce să-ți pierzi atâta timp consemnând niște cioace? Când tu ești un om extrem de bine pregătit, da, poți să vorbești despre orice, ai un limbaj extrem de elevat, ești un muncitor absolut, sadea, dacă te pui în fața calculatorului, poți să stai 18 ore fără să te miști de acolo. Un tip care știe să-și calculeze timpul, face, nu știu cum îi ajung, 24 de ore pe zi lui Paraschivescu. Pentru ce să scrii cioacele astea, 4, 5, 6 volume în care el... Da, preia bășcăliile altora, erorile gramaticale ale altora, când el ar fi putut să fie departe. Iată că până la urmă ne-am înșelat noi. Vânzările arată că el și-a făcut treaba. Da, dacă aceste cărți se vând atât de bine, înseamnă că Radu Paraschivescu ajunge să-și plătească ratele la bancă exact din ce vinde. Ceea ce sigur nu-i puțin. Dar încă o dată, mie mi se pare că până la urmă și-a ratat un pic vocația, pentru că ar fi putut să facă mai mult. Potea să intre la un moment dat, să apuce să scrie cărți serioase. Adică culegeri de astea în care vorbește mai mult de Dumitru Graur și de Vlad Enăchescu sau mai de politicieni, nu știu, că citeam și noi. Ok, merge asta, dar astea sunt ușurele. Da? Sunt bune așa în mașină când stai pe scaunul mortului cu gagica lângă tine și ca să nu adoarmă la volan fata, îi mai citești și tu 3-4 znoave pe drum în ambuteiajele alea până la mare sau la munte. Ok, pentru asta e foarte bun, dar mă așteptam totuși la mai mult, adică chiar dacă sunt bine făcute, sunt bine preluate, e o muncă excepțională asta, e totuși destul de puțin. Bun, mergem mai departe. Ați auzit probabil de această știre. Comisia Specială Comună a Camerei Deputaților și a Senatului încearcă până la urmă să le dea câștig de cauză românilor din diaspora. Ar fi, după părerea mea, definitiv 3 zile de vot. Ce păcat că n-ai cu cine să votezi. Dar rămâne într-adevăr această deschidere extraordinară dacă se va finaliza. Vineri, începând cu ora 12, sâmbătă și duminică, undeva între 7 și 21. Deci ar fi 3 zile mari și late ca să te duci să-ți exprimi ideile la vot, speranța, cum se spune, nu? Voința politică, tot felul de vorbe dintre astea goale. Dar ce bine ar fi dacă am și avea ce să votăm. Am zis că în Statele Unite, de exemplu, foarte interesant, la ultimele alegeri, 40% dintre cetățenii americani n-au votat și dintre aceștia undeva peste 30% au declarat, e real asta, că nu s-au dus la vot pentru că nu îi reprezenta nimeni. Foarte interesant. Bun, Statele Unite sunt prima democrație a lumii. Cine să-i reprezinte? Stânga sau dreapta? Da? Nu îi reprezenta nimeni. Știți că Statele Unite are întotdeauna 3 candidați, practic, la prezidenție. Da? Cum ar veni cele 2 mari tabere plus întotdeauna un independent, așa e la ei moda asta, uneori sunt și 2 sau 3, dar unul iese cât de cât în evidență, ceilalți practic nu contează, sunt un fel de catarama ai lor, așa, dar iată că 38% au declarat că pe ei nu îi reprezintă nimeni. E adevărat că aici era o populație de asta metisată, latino, afroamericani, genul ăsta de populație care, deși l-au avut pe Barack Obama, președintele Statelor Unite, timp de 2 mandate, vă reamintesc, nu s-au mai simțit, nu știu, nu fi lăsat chiar nimic în urma lui Obama, sau poate că plecarea lui și bătălia asta între Hillary Clinton și Donald Trump să nu-i fie atras, într-adevăr, o cacealma politică evidentă, dar e foarte curajos și foarte interesant să spui asta. Bine că pe noi ne reprezintă partidele politice. Bine că noi avem ce să votăm. Uite, săracii americani. Lasă-i cu problemele lor, că avem și noi ale noastre, dar pe asta noi nu avem. La noi nu există problema asta că nu ne reprezintă cineva. Noi ne ducem la vot totdeauna cu aceeași speranță și bine facem. În Partidul Social Democrat
nu trebuie să mai repetăm, dar sigur, e musai până la urmă să conturăm aceste date. Doar mâine nu este congres, deși și mâine e de fapt un comitet executiv acolo, întrucât vor fi validate candidaturile pentru congresul de sâmbătă și duminică, care se anunță unul extrem de tensionat. Viorica Dăncilă ar fi amenințat că dacă pierde șefia partidului, la care sigur candidează cu prima șansă, s-ar retrage de la Palatul Victoria, numai că problema este că dacă se retrage de acolo, PSD-ul pierde guvernarea cu totul. Și de aici marea dilemă în partid. Viorica Dăncilă ar trebui să rămână președintele PSD, să treacă anul, vă spuneam ieri că prin februarie-martie poate ar mai exista pentru ea un tunel de trecut, o misiune până atunci de rezolvat, de achitat, dar 9 luni de zile, în mod normal, ea ar fi în continuare stăpână peste acest partid și multe va mai putea până atunci să țeasă, să urzească doamna Dăncilă, cum de exemplu și vrea să facă comitetul executiv, adică cexul ăla ordinar, să fie cel care să determine de aici înainte candidații și să nu mai fie nevoie de marele congres ăsta de temut, de care să tem, marele examen al PSD-știilor, de care să tem și morții Partidului Social Democrat. Bine, în cex, Viorica Dăncilă, dacă ar fi președintele partidului, ar tăia și ar spânzura. Deci începe o dictatură Dăncilă, deși nimeni n-ar fi putut să întrevadă în urmă cu câteva luni așa ceva. Fata lui Dragnea, practic flegma lui Liviu Dragnea, ar pune șaua pe partid și evident multe se pot întâmpla. Doamna Dăncilă